Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și înainte de a începe lucrarea propriu-zisă, vreau să mulțumesc tuturor celor care în urma interviului pe care l-am avut cu doamna Alisa Hârcan, pe care vreau să o salut și să îi mulțumesc din nou pentru amabilitate și pentru ajutorul dumneaei. Deci mă întorc, vreau să mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul meu de YouTube. Aceasta îmi dă curaj să merg mai departe, îmi dă curaj să pun în practică ideile pe care le am. Astăzi m-am gândit, pentru că în curând va fi Halloween, chiar dacă este o sărbătoare importată, nu este sărbătoarea noastră, dar m-am gândit să-l facem astăzi pe domnul Doblecel. Inspirându-mă de la acest doblecel, noi vom face un doblecel croșetat și pentru a avea o imagine cât mai plăcută, vom face un mic aranjament cu acești doblecei. După cum vedeți, eu aici am deja o frunză lucrată în culorile toamnei. Pentru această frunză veți găsi tutorial pe canalul meu, frunză croșetată în tehnica croșetului irlandez. După cum vedeți, am doi doblecei, unul care are deja codița și cârceii săi, acesta este fără, pentru că vom învăța să facem și codița și cârceii. Apoi, cum vă spuneam, vom face pe domnul doblecel, după care va urma o surpriză, deci nu vor fi doar doblecei, va fi și o surpriză. Pentru a lucra acest proiect vom avea nevoie de următoarele. În primul rând, așa cum v-am spus, frunza în culorile toamnei pe care eu am lucrat-o cu acest fir degradé, Van Gogh se numește, din câte am înțeles, seamănă mult cu un fir alize din România. Apoi vom avea nevoie de firul Bravo de culoare gri, firul Bravo de culoare galbenă, firul Bravo de culoare verde, eu le expun pe toate aici, sper să le vedeți, și vom avea nevoie de culoarea portocalie, eu voi folosi firul cristal. Dumneavoastră veți folosi firele pe care le aveți acasă, firele disponibile, și croșetul îl veți adapta în funcție de firele pe care le veți folosi. După cum știți, firul, atât firul Bravo cât și firul cristal pot fi lucrate cu croșete cuprinse între numărul 3 și 4, dar eu astăzi voi folosi un croșet cu numărul 2 și jumătate. Apoi vom avea nevoie de melană pentru a umple jucăria noastră. Vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de un pic de lipici, vom avea nevoie de foarfecă, vom avea nevoie de un fir negru, eu voi folosi firul de macrame, acul pentru firul de macrame și acul cu gaură mare pentru cusut lână. După care vom avea nevoie de o pereche de ochișori. Eu voi folosi o pereche de ochișori în funcție de mărimea proiectului. Cred că voi folosi aceștia, care au un diametru de o jumătate de centimetru. Dar până la ochișori mai avem mult de lucru și în primul rând vom începe cu domnul Doblecel. Pentru a lucra, scuzați, domnul Doblecel, eu voi folosi firul cristal. De aceea am ales să lucrez cu croșetul numărul 2 și jumătate. Puneți-vă ochelarii, înarmați-vă cu un pic de răbdare și vom începe lucrarea noastră. Acum eu voi lucra doblecelul. Pentru ceilalți doblecei veți găsi tutorial pe canalul de YouTube.
la Caracatița Punchin, este chiar și din timpurile mai îndepărtate, este un tutorial doar pentru dovlecel și după cum doriți dumneavoastră, după cum vă este mai ușor, puteți face acei dovlecei. Însă acum noi facem domnul dovlecel. Deci în cercul magic am făcut un ochi de lanț, cel de început. Și voi continua cu 6 piciorușe scurte în cercul magic, așa cum am specificat. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cel de-al 6-lea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic și vom închide toată lucrarea cu fir alunecat, așa cum știm, ca de obicei. Voi intra un pic mai greu acum la început, încă așa cum ați observat, mie îmi tremură un pic mâinile, dar nu mă las bătută. Așa. Acum vom lucra în corespondența celor 6 ochiuri de lanț, pe care cele 6 piciorușe scurte, scuzați, vom lucra, vom dubla fiecare picioruș. Deci vom avea la sfârșit 12 piciorușe scurte. Deci vom face în fiecare picioruș scurt o mulțire. Am făcut prima, voi continua cu cea de-a doua înmulțire. 2, 3, 4, cea de-a patra înmulțire. 5, și ultima înmulțire. Acum am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Rândul următor va trebui să punem firul despărțitor sau clămița, ceea ce folosiți dumneavoastră. Eu voi pune firul despărțitor și vom începe să lucrăm. Un picioruș scurt. Iar în următorul vom face o mulțire. Lucrând astfel de jur împrejur, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu un număr de 18 piciorușe scurte, așa cum vă spuneam. Am ajuns la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte. Acum vom continua rândul următor. Vom lucra 2 piciorușe scurte. Eu sper să mă încadrez bine în cameră, să puteți vedea. 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Lucrând astfel, pe întreg parcursul rândului, noi vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 24 de piciorușe scurte. Am obținut cele 24 piciorușe scurte, vom schimba firul despărțitor și vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, după care vom face o mulțire.
Lucrând în acest mod, la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Vom continua rândul următor, lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Lucrând în acest fel, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Am obținut cele 42 de piciorușe scurte, vom continua lucrând. 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5 și în următorul vom face o mulțire, astfel că la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, după care vom face o înmulțire și astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând un număr de 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urmate de o mulțire. Lucrând în acest fel, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 54 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Iată că am obținut cele 54 de piciorușe scurte. Ajunse în acest punct, din nou vom pune firul despărțitor și vom lucra 11 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Deci de 11 ori vom lucra aceste 54 de piciorușe scurte. Pentru că domnul Doblecel, după cum ați văzut, este un pic mai înăltuț și avem nevoie să lucrăm acest număr de rânduri. Deci noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 11 rânduri. Am ajuns la capătul celor 11 rânduri de câte 54 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem și vom lucra 7 piciorușe scurte. 1, 2, de asta am ales să lucrez cu croșetul acesta mai micuț, pentru că firul este subțire și nu este chiar atât de bine filat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar acum vom face o scădere în modul în care deja ne-am obișnuit, vom lua doar prima parte a următoarelor două ochiuri, vom trage firul și vom închide, după care vom continua din nou cu 7 piciorușe scurte și o scădere.
lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, noi vom obține din nou un număr de 48 de piciorușe scurte și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 Iar acum vom face din nou o scădere. 1. Lucrând în acest fel, la capătul rândului, ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vedeți cât de greu se lucrează cu acest tip de croșet, nu este exact croșetul nostru de acasă. Deci vom continua în acest fel, 6 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom continua rândul următor lucrând 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, după care vom face o scădere. Foarte greu cu aceste croșete la scăderi. Au vârful mult mai întors decât croșetele noastre de acasă. La capătul acestui rând, noi ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte, după care vom continua lucrarea. Deci 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. 1 2 3 4 Iar acum vom lucra o scădere. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la capătul rândului ne întâlnim cu 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1 2 3 După care vom face o scădere. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu cele 24 piciorușe scurte, dar mai întâi voi termina și această scădere. Și ne reîntâlnim. Între timp, eu l-am umplut pe domnul Doblețel cu un pic de melană, pentru că apoi ne va fi un pic mai dificil să umplem, dar așa cum o să vedeți, nu trebuie să fie prea plin, pentru că va fi nevoie să facem feliile și astfel să-i dăm formă. Următorul rând, noi vom lucra 2 piciorușe scurte, 1, 2, vom face o scădere și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului. La capătul acestui rând, noi ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere
chiar dacă ne este un pic mai greu acum să lucrăm, pentru că este plin, dar veți vedea că la sfârșit lucrarea va fi frumoasă. Ne întâlnim la capătul rândului cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am terminat și acest rând, acum vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere, din nou un picioruș scurt, o nouă scădere și vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul acestui rând noi vom avea un număr, vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a încheia pe domnul dovlecel, după care vom trece să-i lucrăm pălăriuța, care veți vedea că este foarte ușor de realizat, dar cred că în timp ce vorbim voi și voi lucra în același timp. După cum vedeți, aceste croșete sunt mult mai întoarse decât croșetele noastre de acasă, pentru că doamnele de aici lucrează într-un alt mod. Țin croșetul precum ținem noi creionul și de aceea este un pic mai greu să lucrăm după modul nostru obișnuit. Uitați-vă că am ajuns la capătul acestui rând, am obținut cele 12 piciorușe scurte, iar acum vom face 6 scăderi una după cealaltă. 6 scăderi consecutive. Vom uita să fie, da, cred că este destul de plin dovlecerul nostru. Așa, și vom face cele 6 scăderi. Una. Două, trei, patru, vom da deoparte firul, că nu ne mai este de ajutor. 5-a, ultima scădere o voi face acum, după care vom scurta firul și cu acul vom închide dovlecelul nostru. Nu reușesc să prind bine aici firul, un pic de răbdare, uitați-vă așa. Acum voi tăia firul și cu acul voi coase, voi închide dovlecelul. Așa cum vă spuneam, nu trebuie să fie foarte, foarte plin, pentru că este nevoie să-i dăm formă. Sper să reușesc să introduc repede ața în ac, să nu stăm foarte mult aici la povești. Mie îmi cam tremură mâinile, însă aceasta nu mă împiedică să lucrez. După cum vedeți, și în modul în care ne-am obișnuit, vom prinde fiecare picioruș felul acesta,
închide lucrarea, scuzați, dacă ating camera. Merge totul de jur împrejur și vom strânge, vom strânge până când vom ajunge la rezultatul dorit. Dacă se mai aud zgomote, se aude clopotul de la biserică, este pentru că eu lucrez în bucătăria de afară și aici este mult mai lumină decât în camera mea și de aceea auziți și zgomotele care poate vă deranjează. Acum vom pierde firul undeva de o parte, după care îl vom scurta. Acum pare un butoiaș, domnul Doblecel, dar să știți că nu va rămâne așa. Va lua forma lui, forma de care va fi nevoie. Între timp eu îmi pregătesc firul de ață, știu că voi avea probleme să-l introduc în ac, de aceea vă rog un pic de răbdare.